Dispariția lui Ionel Arsene readuce în discuție celebra legea fugarilor. Proiectul Ministerului Justiției este și acum în dezbatere publică după ce a primit aviz negativ din partea Consiliului Suprem al Magistraturii. Ministerul propunea majorarea pedepsei cu încă trei ani în cazul celor care părăsesc țara și nu sunt deloc puțini cei care au plecat din România. Colegul nostru Radu Tiliță este alături de noi și ne spune cine sunt fugarii celebri pe care țara noastră nu a reușit să-i recupereze. Bună ziua, bun găsit tuturor! De-a lungul timpului, în ultimii ani, foarte mulți români de lux, bogații țării noastre, au ales să scape de pușcărie plecând din țară. Cele mai preferate țări pentru acest gest sunt Italia, Franța, Grecia, Belgia, Anglia, Ungaria și Republica Moldova. Și vorbim de nume importante din țara noastră. În primul rând, avem, o avem pe Alina Bica, care a fost prinsă în Italia. Autoritățile din peninsula au refuzat extradarea dar a avut o condamnare de 4 ani de închisoare. Mergem mai departe aici unde îl întâlnim pe Mario Iorgulescu, plecat de 3 ani și jumătate tot în Italia are o condamnare de 15 ani și 8 luni de închisoare pentru omor, conducere sub influența drogurilor. Dacă este să mergem în continuare cu lista fugarilor de lux, îl întâlnim pe fostul primar al capitalei, Sorin Oprescu, prins în Grecia, eliberat pe cauțiune, autoritățile ele ne-au refuzat extradarea și în cazul său vorbim de o condamnare de 10 ani și 8 luni. Continuă lista fugarilor de lux cu prințul Paul de România, a fost prins în Franța după 18 luni, eliberat din arest sub control judiciar, extrădarea se judecă, chiar și în acest moment, acesta are o condamnare de 3 ani și 4 luni în dosarul Ferma Băneasa.